Salut, salut. Medalii de stimații? Frumoase! Doamnelor și domnilor consilieri, vă rog să-mi permiteți să urăm doamnei consilier Vraciu să vină la mulți ani și să aibă o primăvară frumoasă și foarte multă bucurie, de multă sănătate. Doamnelor și domnilor consilieri, distinși reprezentanții ai mass media locală și centrală, stimați invitați, prezentăm în procedurile legale de desfășurare a ședinței noastre de astăzi, 23 martie 2017. În totalul de 33 de consilieri în funcție, sunt prezenți 31. Absent sunt domnul consilier Lungu Paul, domnul consilier Nedelcu Florin. Doamnelor și domnilor consilieri, concordanță cu prevederile legii numărul 215 privind administrația publică locală, îmi se dau cuvântul doamnei secretar al județului Raul Catan. Îmi va supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 14 februarie 2017 și al ședinței extraordinare din data 2 martie 2017. Doamna secretar, vă rog. Domnule președinte, doamnelor, domnilor consilieri, au fost aduse la cunoștință procesele verbale ale celor două ședințe, ordinara din 14 februarie și extraordinara din 9 martie. Dacă aveți observații cu privire la cele consemnate. Înțeleg că nu, domnule președinte, vă rog să spuneți pe la voce celor procese verbale. Mulțumesc. Domnule consilieri, supun plenului Consiliului Județean spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 14 februarie 2017. Cinste. Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Vă mulțumesc, domnul și domnul consilier, procesul verbal a fost adoptat, aprobat cu unanimitate. Doamnelor și domnilor consilieri, supun spre aprobare plenului Consiliului Județean procesul verbal a ședinței extraordinare din data de 8 martie 2017. Dacă sunt observați, înțeleg că nu. Supun spre aprobare plenului Consiliului Județean pe hotărârea amintirii. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Doamnelor și domnilor consilieri, procesul verbal a fost adoptat cu unanimitate de voturi, fapt pentru care vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor consilieri,
pe ordinea de zi a ședinței noastre, în proiectul ordinii de zi, avem următoarele proiecte de hotărâre. La punctul numărul 1, proiectul de hotărâre privind actualizarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Francia. La punctul al doilea, proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Centrului Cultural Vrancea. La punctul al treilea, avem proiectul de hotărâre privind încetarea raporturilor de muncă ale domnului Prabia Dian, în funcția de director al Serviciului Public Județean Salvamon Vrancea. La punctul al patrulea, avem reorganizarea Comisiei Speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Vrancea. La punctul al cincilea, avem proiectul de hotărâre privind validarea componenței autorității teritoriale de ordine publică Vrancea. La punctul al șasea, avem proiectul de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea asupra unei părți din imobilul internat nord, etajul 3, situat în Focșan, strada Acuza, vota numărul 56, aflat în domeniul public al județului Vrancea. La punctul al șaptelea, avem proiectul de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare de la Muzeul Vrancea pentru imobilul situat în Focșan, strada Acuza, vota numărul 35, aflat în domeniul public al județului Vrancea. La punctul al optelea, avem proiectul de hotărâre privind exercitarea dreptului de prenumire la vânzarea imobilului Monument Istoric Casa Curețean în orașul Otopei, strada Zmurdean, numărul 87. La punctul al 9-lea, avem proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul județului Vrancea, sume de 204.621 lei, necesară reîntregirea avansului primit în cadrul proiectului înființarea Centrului de Terapie Recuperatorie pentru Copii cu Tulburări de Dezvoltare, sumă declarată neeligibilă în cadrul proiectului. La punctul al 10-lea, avem proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean, numărul 85, din 28 iulie 2014, privind modificarea programului județean de transport public de persoane prin curse regulate. La punctul al 11-lea, avem proiectul de hotărâre prin modificarea programului județean de transport public de persoane prin curse regulate în perioada 2014-2019, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Vrancea numărul 105 din 19 octombrie 2013. La punctul al 12-lea, avem proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza de documentație de avizare a lucrurilor de intervenții de ALI, studiu de teren și a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări noi de consolidare a întreprinzei drumului și a zonei de siguranță aferente obiectivului de investiții continuare de lucrări pentru modernizare DG200, drum județean 205D, Valea Sării, Năruja, Partinerești, Brădăcești. La punctul al 13-lea avem proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice la fază de studiu de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, sistem de detecție și protecție contra incendiilor la Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Elena Doamna. La punctul al 14-lea avem proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractului de achiziție publică pentru executarea lucrărilor de construcții la obiectivul de investiție, amenajare și extindere sediului central Centrul Cultural Vrancea, toate în municipiul Focșan, strada Mirogu, Mitropolit Varla, numărul 48. La punctul al 15-lea avem proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, proiectare și execuție rețea de curent slab și studiu evaluare risc la sediul Centrului Cultural Vrancea, situat în municipiul Focșani, strada Mitropolit Varla, numărul 48, PIS. La punctul al 16-lea avem proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar al județului Vrancea și a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, precum și a situației financiare anuale acestora pe anul 2016. La punctul al 17-lea avem proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor proprii ale județului Vrancea pentru finanțarea unității administrative teritoriale județul Vrancea și instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea pe anul 2017. Doamnelor și domnilor consilieri, înainte de a supune la vot ordinea de zi, vreau să vă precizez că după convocarea Consiliului Județean, în ședința ordinară au apărut o serie de situații care ar trebui dezbătute în plen și care nu pot aștepta convocarea într-o nouă ședință a Consiliului Județean. Astfel, Curtea de Apel Galați a recomandat prin încheiere stingerea amiabilă a litigiului din dosarul 1930-91/2015, având ca obiectiv construirea terenului
în suprafață de 405 metri pătrați din satul Cocoșari, comuna Curacaliție, dosar care are termen de soluționare 6-4-2017. În urma negocierilor, litigiul poate fi extins, în acest sens fiind semnată deja declarația notarială privind acceptarea cuantumului de despăgubire. Documentele au fost înregistrate la Consiliul Județean la data de 21-3-2017, ulterior convocări, așa cum am mai precizat. A doua situație. După cum știți, în ședința ordinară din 14 februarie a fost amânată dezbaterea în Consiliul Județean a includerii în domeniul public a celor patru suprafețe de teren pe care vor fi construite cele patru semne de intrare în județul Vrancea până la primirea negației de la Ministerele de Resort. În acest moment avem toate documentele și ca atare și această situație poate fi relevantă. O altă situație o reprezintă speța care trebuie rezolvată cu arborii afectați de fenomenele meteo din stațiunea Sovești. Am fost informat de secretarul județului că valorificarea maselor noastre se poate face printr-o hotărâre a Consiliului Județean doar în baza prețului de referință transmis de către direcția silvică. Toată documentația însoțită de avizele necesare s-au primit în cursul zilei de aici și ca atare vă propun să discutăm și acest aspect. A patra situație o reprezintă proiectul inițiat de domnul consilier Cristinel Ilimia, proiect de hotărâre care ne propune alocarea unei sume de bani cu minuni pentru persoane vârstnice cu nouă șansă la Mărășești. Cu toate că proiectul de hotărâre a primit aviz de nelegalitate, a insistat în includerea acestuia pe ordinea de zi a ședinței de astăzi. O altă speță o reprezintă, după cum bine știți, anul trecut, Consiliul Județean a aprobat depunerea proiectului privind consolidarea și restaurarea secției de istorie și arheologia Muzeului Vrancei, Casa Alaci, Bulevardul Gării, numărul 1, Mărușani. Astăzi s-a primit documentația de avizare a lucrurilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economic pentru acest imobil și având în vedere că la începutul lunii aprilie se deschide linia de finanțare, vă propun să dezbatem proiectele propuse în vederea depunerii la Agenția de Dezvoltare Regională Brăila. Doamnă și domnilor consilieri, având în vedere că toate aceste detalii pe care le-am prezentat, vă propun suplimentarea ordinii de zi cu 6 proiecte, dar care să fie dezvoltate înaintea proiectului privind aprobarea bugetului după cum urmează. La punctul 17 vă propun proiectul de hotărâre privind stingerea pe care amiabilă a litigiului în dosarul numărul 1930, aflat pe rolul Curții de Apel Galați, ca urmare a negocierii cuantumului de despăgubirilor pentru proprierea terenului în suprafață de 405 metri pătrați din satul Cocoșar, comuna Curacaliție, județul Vrancea. La punctul 18 vă propun proiectul privind modificarea și completarea anexei la hotărârea Consiliului Județean Vrancea, numărul 135, privind actualizarea și însușirea inventarului bunărilor ce fac parte din patrimoniul public al județului Vrancea. La punctul numărul 19 vă propun proiectul de hotărâre prin valorificare prin vânzarea 438 de metri cub masele noastre pe picioare existență pe amplasamentul imobilului situat în comuna județului, comuna Soveja, aflat în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea. La punctul 20 vă propun proiectul de hotărâre prin alocarea sumei de 250.000 lei pentru susținerea cheltuielilor de funcționare a căminului pentru persoane vârstnice, o nouă șansă Mărășești. La punctul 21 propun proiectul de aprobare de documentații de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economice proiectului consolidare și restaurare secție de istorie și arheologie a Muzeului Vrancea, Casa Alaci, Bulevardul Gării, numărul 1 din Focșani. La punctul numărul 22 vă propun proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului consolidare și restaurare secției de istorie și arheologia Muzeului Vrancea, Casa Alaci și a cheltuielilor legate de proiect. Doamnelor și domnilor consilieri, bugetul județului urmează să fie dezbătut la punctul 23 al ordinii de zi. Am fost informat de secretarul județului că primele 4 proiecte de hotărâri au fost transmise încă din cursul zilei de ieri, împreună cu documentația aferentă, ele fiind discutate în comisii, iar cele referitoare la Casa Alaci au fost transmise astăzi, de asemenea, înaintea de ședințele de comisie. Având în vedere cele precizate, supun plenului Consiliului Județean spre aprobare includerea proiectelor mai sus menționate pe ordinea de zi. Cine este ferm? Dacă aveți un comentariu la această chestiune, vă rog.
Stimați colegi, două precizări. Prima este legată de proiectul privind cămin de persoane vârstnice de la Mărășești. Este un proiect inițiat de trei grupuri PNL. Eu sunt cel care l-a depus la secretariat, de aceea nu vreau să din meritele colegilor. Este un proiect care îl asumă cu toți, eu doar l-am depus. Apropo de nominalizarea mea ca și inițiator, cum ați precizarea. Al doilea aspect vizează proiectele de hotărâre cu care se suplimentează ordinea de zi. La fiecare ședință, evident, apar situații care impun astfel de poziție, să zic așa, din partea secretariatului și a personalului administrativ. Rugămintea noastră ar fi ca și aceste proiecte să se regăsească pe site-ul Consiliului Județean Vrancea, astfel încât în raportarea transparență să oferim celor care intră pe site întreaga ordine de zi cu proiecte suplimentate. Și la această oră pe site-ul CJ există doar 17 proiecte de hotărâri, în condițiile în care vom avea 20. Cred că se impune să atunci când suplimentul ordinea de zi să regăsească pe site toate proiectele. Mulțumesc! Ați chiar? Mulțumesc! Doamna secretară al județului Vrancea, vă rog să faceți precizările de punct de vedere legal cu privire la ceea ce s-a ridicat aici de domnul consilier Cristian Ierimiacu. Domnule președinte, doamnelor, domnilor consilieri, pe site-ul instituției nu poate fi publicată decât dispoziția președintelui care are anexă ordinea de zi care v-a fost propusă. Suplimentarea ordinii de zi se face doar cu acordul consilierilor. Ca atare, secretarul județului nu poate modifica un act administrativ deja emis în speță dispoziția președintelui cu proiecte care urmează să fie propuse Consiliului Județean. Acesta este motivul pentru care aceste proiecte, nu cele cu care se suplimentează, nu se regăsesc pe site. Ele se vor regăsi în fizic după aprobarea lor, așa cum se întâmplă cu toate actele administrative adoptate de legislativul local. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna secretară al județului Vrancea. Alte observații și puncte de vedere, înțeleg că nu sunt. Doamne și domnilor consilieri, supun spre aprobare plenului Consiliului Județean suplimentarea ordinii de zi cu proiectele mai sus amintite. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc cu unanimitate de voturi, s-a aprobat includerea în proiectul din de zi a proiectelor pe care le-am propus. Doamnelor și domnilor consilieri, supun la vot proiectul din de zi în integralitatea sa. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, doamnelor și domnilor consilieri, ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi și fapt pentru care vă mulțumesc. Doamne și domnilor consilieri, la punctul 1 avem proiectul de hotărâre privind actualizarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap. Doamne și domnilor consilieri, se aprobă cu votul consilierilor prezenți, majorității consilierilor prezenți, dar va fi vot secret. Vreți să faceți o precizare cu privire la acest proiect? Persoanele care sunt desemnate prin acest proiect de hotărâre au primit deja avizul Ministerului, aviz care de altfel este atașat și în documentația la acest proiect de hotărâre. Prin urmare, numai aceste persoane pot fi desemnate în Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap, deoarece sunt și persoane de specialitate, potrivit normelor metodologice, de la legea 272/2004. Așadar, la acest proiect de hotărâre nu mai este necesar desemnarea altor persoane care nu au avizul Ministerului Muncii. Am înțeles. Mulțumesc. Acum, un punct de vedere personal. Este o aberație legislativă din acest punct de vedere. Noi ce facem? Aici e o formalitate. Și nu mai înțeleg rațiunea votului secret decât în condițiile în care ar fi mult mai multe persoane care au primit avizul din partea Ministerului și noi ar fi trebuit să decidem prin vot secret dacă unele vor fi numite și altele nu vor fi numite în acest punct de vedere. Da, asta e. Mergem mai departe și o să-i rog pe colegii mei cum să se sesizeze din acest punct de vedere lucrurile și prin intermediul Uniunii Naționale a Consiliului Județene în România, să încercăm să propunem legiuitorului modificarea cadrului legislativ, încât să nu ne mai întâlnim cu situații de acest gen. Acest proiect de s-a aprobat, așa cum am spus, prin votul secret.
Secretariatul tehnic a întocmit deja buletinele de vot persoanele care au primit avizul de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale. Dacă aveți observații, înțeleg că nu. Precizez, am să vă spun procedura de vot, precizez că pe buletinele de vot se exează în coloana a doua, dreptul persoanelor pentru care au votat, buletinele de vot pentru care s-au exprimat mai multe opțiuni decât cele necesare, pe cum și cele care nu s-au exprimat nicio opțiune, sunt considerate nule. O să rog pe Comisia de Validare să se pregătească și în același timp să rog Secretariatul Tehnic să sprijine Comisia de Validare ca să poartă buletinele de vot, să poartă de repede. Mulțumesc. Nu
Consiliul Consiliu, mă iertați, Consiliul Consiliu Județean, dacă sunteți de acord cu trecerea pe buletinul de vot a domnului... A domnului Cristian Dănuț, cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc. Consult plenul Consiliului Județean, dacă sunteți de acord să trecem pe buletinul de vot cu domnul consilier Ciumac. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc. La punctul numărul 3, avem proiectul de hotărâre prin încetarea raporturilor de muncă ale domnului acesta, tot cu secret. Avem proiectul de hotărâre privind încetarea raporturilor de muncă ale domnului Adrian Vlabie din funcția de director al Serviciului Consiliului Județean Salvamont Vrancea. Se aprobă cu votul majorității consilierilor în funcție, votul fiind secret. Având în vedere solicitarea domnului Adrian Vlabiu în aprobarea citării raporturilor de muncă, începând cu data de 1.04.2017, trebuie să știți că trebuie să desemnăm o persoană care să preia conducerea acestei instituții până la organizarea concursului. Cu atât mai mult cu cât în această instituție nu există salariat care să preia inventarul și activitatea acestea. Rog propunere, domnul consilier, domnul vicepreședinte Cristian Dănuț. Grupul consilierilor PSD propune pe domnul Mocanu Laurinciu Robert. Dacă mai sunt și alte propuneri. Înțeleg că nu sunt. Consultă Consiliul Județean dacă sunteți de acord să trecem cu buletinul de vot pe domnul Mocanu Laurinciu Robert. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc. Domnul Mocanu Laurinciu, sunteți de acord să ocupați această funcție? Vă mulțumesc foarte mult și mi-am spus și pentru funcția pe care vreau să mă ocupați. Stai că nu încă. Eu te-am indus în eroare din această scuze. Dacă sunteți de acord, vă trecem pe buletinul de vot. Mulțumesc. Deci rog secretariatul tehnic să procedeze la întocmirea buletinilor de vot prin numirea unei persoane în funcție de director al serviciului cu Consiliul Județean sau cu Amon Placea, până la ocuparea prin concurs al acestei funcții. Vă propun să trecem la punctul numărul 4. Cu permisiunea noastră, domnule președinte, vă rog, poți să intervin la punctul numărul 3? Vă rog. Vă mulțumesc. Aș dori să știu dacă domnul director Vrabi este prezent în sală la această ședință. Da, este. Este. Vă salut, domnule director. Nu știu dacă știți, în repetate rânduri... Domnul consilier, da. Vorbiți cu mine, nu cu domnul. Nu se poate? Vă rog. Am niciun respect pentru acele fițuici otrăvite care întotdeauna mint, dângheați apele din acest punct de vedere. Ca să luăm unul. Sunt foarte mulțumit eu de activitatea depusă de domnul Adrian Vlabi în fruntea serviciului Salvamont. 2. Demisia este un act individual conform legii pe care dacă un cetățean al acestei țări vrea să-l explice, îl explică. Dacă nu vrea să-l explice, nu-l explică. Dacă toți suntem aici, am zis cer acordul domnului Vlabie, să-l întreb dacă vrea să comenteze motivele deciziei pe care a luat-o privind solicitarea către Consiliul Județean privind încetarea raporturilor de muncă. Vă rog, domnul Bună ziua, doamnă și domnule consilier. În primul rând, cred că domnul consilier ar trebui să aibă bunul simț să, nu știu, să ia această demisie ca atare. Nu trebuie motivele, nici... Vă rog să nu admonestați așa. Nu mi se pare corect discursul dumneavoastră. Domnul consilier, am o rugăminte. Ați avut cuvântul, vă rog să închideți microfon. Da, vă rog. Cred că o decizie de a da demisia a oricului director sau alt funcționar din Consiliul Județean este o decizie personală. Și atât mai mult. Nimic. Mulțumesc domnului Adrian Vrabie. Și din punct de vedere politic am să precizez eu. Să știți că sunt într-o foarte bună relație cu fratele domnului Isare, domnul fost consilier municipal.
fost secretar de stat Cătălin Vrabie, am o relație absolut principală cu domnia sa. Nu este de natură politică demisia domnului Adrian Vrabie. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Punctul numărul 4. Domnule președinte, vă rog să-mi permiteți și o intervenție la acest subiect. A făcut referire domnul Adrian Vrabie la cu două cuvinte pe simț. Cum ar caracteriza faptul că nu s-a prezentat la nicio ședință de Consiliul Județean în ultimele 8 luni? Deși era în direct implicat unei instituții subordonate Consiliul Județean. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule consilier Cristina Iremia. Vă răspund cât se poate de clar, domnule Iremia. Domnul consilier, este tardiv. Dânsul și-a dat înaintea demisia, nu mai. Care vă să comentăm aceste lucruri? Avem proiectul de hotărâre privind organizarea Comisiei Speciale pentru tocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Vrancea. Doamne și domnul consilier, dacă aveți observații, cum ar fi în acest lucru? Precizez că acest proiect de hotărâre în termenul articolului 54 alineatul 2 din regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean se aprobă prin vot deschis. Deci nu mai avem vot secret decât la cele 3. Ok. Dacă sunt observații cum ar fi în acest proiect, nu sunt. Supun spre aprobare cu domnul Consiliul Județean. Ce este pe mine? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate. Punctul numărul 5. Privind validarea componenței autorității teritoriale de ordine publică orașului. Dacă există comentarii. Se vede că nu sunt. Supun spre aprobare plenului Consiliului de Țeam proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate. Proiectul de hotărâre la punctul 6 privind detragerea dreptului de administrare de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului. Atomei părți din imobilul internat nord, etajul 3, situat în Focșa, strada Cuza Vădă, numărul 56. Dacă există observații, vom întâlnește acest proiect. Înțeleg că nu, supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre a medicinei este pentru. Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Doamne și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, fapt pentru care vă mulțumesc. Punctul numărul 7. Avem proiectul de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare de la Muzeul Vrancei pentru imobilul situat în Focșani, strada Cuza Vădă 35. Dacă există observații cum ajunge acestui proiect? Înțeleg că nu sunt. Supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Ce este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi. La punctul numărul 8 al proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la vânzarea imobilului Monument Istoric Casa Curețean din orașul Otobești, strada Cuza Vădă, numărul 87. Dacă există observații la acest proiect. Înțeleg că nu sunt observații. Supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 9, avem proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul județului Vrancea sume de 204.621 lei necesară de întregire avansului privind în cadrul proiectului înființarea centrului de terapie recuperatorii pentru copiii cu tulburări de dezvoltare, sumă declarată neeligibilă în cadrul proiectului. Dacă există observații cum ar fi acest proiect. Domnul consilier Bostan, vă rog. Vă mulțumesc. Pentru că este o sumă destul de mare în discuție și nu este prima oară când se întâmplă ca noi să suportăm corecții la diferite proiecte cu finanțare externă. Cred că s-ar cuveni niște explicații în plen asupra situației care a făcut posibil să se ajungă să finanțăm din resursele județului o eroare făcută în derularea proiectului și în scrierea cererii de finanțare. Trebuie cred să ne asigurăm, măcar de aici înainte, că asemenea situații nu se vor repeta. Nu suntem la prima greșeală în acest sens și s-ar impune, domnule președinte, să luați niște măsuri ca șef de instituție ca să prevenim astfel de situații care sunt dureroase din punct de vedere financiar pentru județul Vrancea. Ca să nu facem din asemenea erori o tradiție, pentru că asta este tendință cel puțin până în momentul de față.
cuvinte. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul director Săcăruș, vă rog. Vă mulțumesc, domnul președinte. Ce vreau să fac cunoscut, în afara materialelor care au fost puse la dispoziție domnilor consilieri, aceasta este, de fapt, o finanțare temporară. În ce constă? Proiectul a fost aprobat după toate regulile, conform tuturor reglementărilor caietului, ghidului solicitantului. El a fost evaluat și aprobat de Ministerul Muncii în forma în care noi l-am implementat. A fost încheiat contractul de finanțare care a prevăzut inclusiv activitățile de desfășurare a serviciilor sociale să înceapă din prima lună. Noi am executat în tocmai prestațiile s-au executat în tocmai, s-au efectuat în tocmai, am onorat toate plățile conform angajamentelor care rezultă din contractul de finanțare. Această situație a durat timp de mai mult de 12-14 luni. În luna sfârșitul lunii noiembrie 2016 am fost înștiințați printr-o adresă de Ministerul Muncii că o parte din cheltuielile care au fost efectuate în conformitate cu planul de finanțare, cu bugetul proiectului, sunt considerate neeligibile, motivat de faptul că încă nu funcționează centru și nu au fost obținute toate autorizațiile pentru spațiu aferent în cadrul căruia se desfășoară activitățile. Țin să precizez că toată neînțelegerea a pornit la faptul că noi, Consiliul Județean, și aceeași asociație cu care Consiliul Județean a intrat în parteneriat, este vorba de centrul de zi Micul Prinț, a funcționat în toată această perioadă, iar Ministerul Muncii nu a înțeles acest fapt, că noi putem desfășura activitățile prin personalul și prin toate dotările care le aveam chiar pe parcursul desfășurării lucrărilor de modernizare a spațiului respectiv, așa cum trebuiau realizate. Acesta a fost principalul motiv de a neînțelegerii, pentru că noi în toată această perioadă de 12-14 luni am raportat lunar prin rapoartele intermediare financiare de situația financiară și de toate cheltuielile care au fost efectuate, reper și accentuez, în conformitate cu prevederile bugetului proiectului. În această situație am fost pus, suntem puși în prezent ca să nu mai putem finaliza proiectul dacă nu reîntregim și trebuie spus că toate cheltuielile, de fapt, au fost efectuate din avansul pe care noi l-am primit de la Ministerul Muncii, din bugetul Consiliului Județean, neafectându-se decât într-o mică parte, mult mai puțin față de cât ne angajasem prin contractul de finanțare, în calitate de partener cu Asociația Speranța Andradei. Ce vreau ca să se înțeleagă este faptul că aceste cheltuieli declarate neeligibile, ele sunt temporar neeligibile, ele urmează a fi recuperate și, de fapt, achitate prestatorului respectiv Asociației Speranța Andradei, din momentul în care noi obținem toate autorizațiile, licențele pentru prestarea serviciilor sociale. Altfel spus, ce vreau să accentuez, noi nu afectăm efectiv fondurile bugetului Consiliului Județean. Deci numai temporar devansăm. Am înțeles, domnule. Devansăm cheltuieli, efectuarea unor cheltuieli. Ele urmând să fie recuperate din contribuția partenerilor. Domnul director, vă rog să nu vă mai consumați asta de dată. Conform principiului, cine face pentru comunitate e poți, cine nu face nemernic, e taxarea domnului consilier. Postanță de critici de fiecare dată. Deci, domnul consilier, nu e vorba de o corecție financiară. Și este vorba de faptul, ca să vorbim foarte românește, că în momentul în care vor exista toate licențele și vor exista toate autorizațiile necesare în acest punct de vedere, Ministerul Muncii va declara eligibile aceste cheltuieli și vor finanța până ca atare, fără să afecteze sub nicio formă bugetul Consiliului Județean Oradea. Vă mulțumesc. Vreți mai vreți o intervenție? Vă rog.
M-aș bucura să fie așa și în mod retroactiv, după obținerea licențelor de funcționare, să se întâmple cum spuneți dumneavoastră, deși văd din corespondența și modul abrupt cum au fost tratați, că mă îndoiesc că se va întâmpla acest lucru. Pe de altă parte, vreau să vă întreb, domnule președinte, dacă s-au făcut și demersuri de altă natură, eventual să ajungă și în justiție contestând opinia Ministerului privind aceste sume, dacă s-au epuizat toate căile, pentru cum ajunge punct de plată pentru aceste studii. Eu mă îndoiesc cum o funcționare în practic. Domnul consilier, eu vă asigur că totuși, dacă mă pricep eu în relația cu Guvernul României și mai ales cu Ministerul României, o pot spune că nu cred că se va ajunge la acea, la asemenea situație. Eu vreau să stau cu carte liniștit, să ne lăsați să ne facem treaba și la final, în momentul în care vom avea un răspuns sau o finalitate cât se poate de pozitivă pentru copii bolnavi de autism, să vă informăm cât se poate de clar asupra demersurilor noastre și asupra rezultatelor pe care le-am obținut în această direcție privind cooperarea cu Centrul Micu Prinț și cu Fundația Speranța Antară. Dacă mai există alte comentarii, vă mulțumesc. Domnul consilier Cristina Lirinea. Domnule președinte, noi am invocat aici referirile făcute de Ministerul Muncii. Ce am observat din corespondență, am încercat să ne lămurim aici, în plenul Consiliului Județean. Să ne acuzați pe noi, pentru că am făcut referire la un act emis de Ministerul Muncii. Pur și simplu am vrut să vedem dacă ce a trimis Ministerul Muncii Consiliului Județean este o opinie pertinentă, unitară, contestabilă, atâta tot. Nu trebuie să spuneți că noi suntem împotrivă, ci se ne-a referit la o adresă venită chiar de la Ministerul Muncii, nu la o observație personală. Eu apreciez foarte mult, domnule consilier, rolurile dumneavoastră de poziție, care sunt absolut normale, numai că ideea este una singură. Eu cred că a te afla în opoziție cu executivul Consiliului Județean implică și o notă de responsabilitate. Adică nu stai tot timpul să, numai să critici un lucru, ceea ce, ce face conducerea Consiliului Județean și aparatul tehnic de specialitate. Eu cred că trebuie să relevate și lucrurile bune și, și acele situații, cum este și această situație, care denotă o mare voință din partea noastră în cadrul Consiliului Județean de a rezolva această problemă privind o copie autistă de care n-a vrut să ocupe nimeni până la intervenția Consiliului Județean. Și, încă o dată, repet, nu e vorba, deci aici domnul consilier Costan a spus cât se poate întâmpla anumite lucruri, a vorbit despre corecții. Nu sunt corecții financiare, ca să fie foarte clar. Iar în discuțiile noastre și probabil în contactele noastre cu Ministerul Muncii în continuare, vom rezolva această problemă și ne vom închide cât se poate de normal privind finanțarea acestui program. Dacă mai există alte puncte de vedere. Înțeleg că nu, până la aprobare plenului Consiliului Județean proiectul hotărârii amenințe între PM. Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, cu majoritate de voturi, din hotărârii a fost adoptat, fapt pentru care vă mulțumesc. Deci, înțeleg că abținerea dumneavoastră se adresează faptului că acest centru nu trebuie să funcționeze. Punctul numărul 10. Proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Vrancea numărul 85 din 28.2014 privind modificarea programului județean de transport public de persoane prin curse regulate. Dacă sunt observații, să le gândim, supun că aprobarea numărul Consiliului Județean proiectul de hotărâre a minte. Cine este pe? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Punctul numărul 11. Avem proiectul de hotărâre prin modificarea programului județean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2014-2019, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Vrancea, numărul 105, din 11 octombrie 2013. Dacă aveți observații cu oamenii acestea, înțeleg că nu. Supun spre aprobarea plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine se pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Domnul și domnul consilier, vă mulțumesc că proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate.
Punctul numărul 12. Avem proiectul de hotărâre prin actualizarea documentației tehnico-economice a faza documentației de avizare a lucrărilor de intervenții DALI, obiectivul lucrării noi de consolidare a întreprinzei drumului la zone de siguranță aferente obiectivului de investiții, continuare de lucrări pentru modernizare, drum județean 205D, Valea Sării, Năruja, Patrii, Nerejul, Brădecești. Dacă există comentarii cu oricum aceste proiecte, înțeleg că nu. Supun spre aprobare drumului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintire. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, domnilor și domnilor consilieri, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate de vote. Punctul numărul 13. Avem proiectul de hotărâre prin aprobarea documentației tehnico-economice la faza de studiu de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, sistem de detecție și protecție contra incendiului la Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Elena Doamna. Dacă există observații cu marginea acestui proiect, înțeleg că nu sunt supus spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, domnilor și domnilor consilieri, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 14. Avem proiectul de hotărâre prin actualizarea indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractului de achiziție publică pentru executarea lucrărilor de construcții la obiectivul de investiție, amenajare și extindere sediul Centrul Cultural Vrancea, situat în municipiul Focșani, strada Nitroporei, Varlac, numărul 48. Dacă sunt observații cu marginea acestui proiect, înțeleg că nu sunt. Domnul președinte, aș vrea să vin cu o variantă mai puțin neobișnuită. Am fost recent și am văzut această clădire și recunosc că nu știu cât de stringentă este necesitatea Centrului Cultural pentru sediu, dar cunosc o nevoie și o oportunitate din punctul meu de vedere mult mai important. Și anume ca în municipiul Focșani și administrat de Consiliul Județean Vrancea, posibil chiar de către Centrul Cultural Vrancea, a unui centru de copii și tineret, o casă a tineretului. Din punctul meu de vedere, și am participat în ultima perioadă la niște întâlniri cu tinerii, necesită un spațiu, un loc unde să se întâlnească, să țină activități, să se ofere alții voluntari să învețe, să aibă săli în care ONG-uri să poată să desfășoare activități în interesul lor și, până la urmă, un loc prin care ei să petreacă un timp productiv față de alte lucruri pe care pot tinerii să le facă. Pe mine m-a surprins că ei au un interes destul de mare pentru un astfel de edificiu. Din ce știu și la municipiul Focșani este acel palat al copiilor care necesită o îmbunătățire și ar putea fi o variantă ca acest spațiu, dacă se poate, această propunere să o amânăm și să luăm în discuție oportunitatea ca acel edificiu cu acea investiție să fie pusă în slujba tinerilor care, părerea mea, pot să aducă ceva mai productiv decât un sediu a unei instituții care, din obiectivele care le-am văzut, se pliază pe acest domeniu. Dacă considerați o astfel de variantă. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul director Nedelcu, vreți să faceți o precizare? Domnul director al Centrului Cultural Vrancea? Domnule președinte, domnule consilier, noi, cum știți, în cadrul Centrului Cultural avem, funcționează Școala Populară de Artă. În cadrul Școlii Populare de Artă sunt cursați atât din rândul tinerilor, cât și din rândul vârstnicilor sau al copiilor. Deci, în limita posibilităților și a bugetului, noi ne adresăm și tinerilor. Deci, Școala Populară de Artă chiar are secții la care tinerii pot să participe. Și participă. Mulțumesc, domnule director. Doamna și domnilor consilieri, mai sunt alte puncte de vedere. Domnul consilier Botanic, vă rog. Cred că fiecare dintre noi cunoaștem activitatea Școlii Populare de Artă și
asociem în, la justă în valoare. Aș vrea să reamintesc aici că această clădire, în felul cum s-au derulat lucrurile de la achiziție și lucrurile, e o investiție un pic extravagantă, mai ales în situația în care noi mai avem clădiri unde lucrările trenează de ani, 10 ani într-o anumită situație, clădiri care de fapt nu le-am dat o utilitate. În schimb, am cheltuit sume exorbitante pe clădiri noi, pentru că aici sunt sume cu adevărat exorbitante, la care se adaugă alte sume care o să le avem în proiectul aflat la poziția următoare pe ordinea de zi. Ar fi un moment potrivit de a propune ca pentru toate clădirile pe care le deține sau le administrează Consiliul Județean să se facă propuneri înainte privind utilitatea sau destinația lor. Pentru că nu ne putem, să zic așa, lăcomi într-una de a achiziționa și administra noi și noi clădiri, neavând capabilitatea și puterea financiară de a le pune în funcțiune într-un termen rezonabil, nu de ani și ani de zile. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Dacă mai există sugestii, propuneri, domnul consilier Cristian Ligimia, vă rog. Din ce am văzut în proiect, există și o sumă propusă pentru reabilitarea și renovarea, lucrări ce trebuie făcute la acest sediu din Mitropolia Baronilor Pade și Opis. Am făcut niște calcule alături de colegii mei și ne-a rezultat o sumă pe care noi o considerăm mare, 670 de euro metru pătrat pentru o renovare, în condiții în care majoritatea firmelor solicită undeva la 500 de euro, 550 de euro metru pătrat construit, deci la cheie. Pentru o renovare, 670 de euro metru pătrat este o sumă mare din punct de vedere. Dacă ce am constatat noi și această observație nu este corectă sau nu este pertinentă, poate domnul director de la centru cultural sau responsabilii care au prezentat aceste sume și acest proiect ar putea să ne lămurească. Ați încheiat? Vă mulțumesc. Mai sunt alte opinii? Înțeleg că nu. Doamne și domnilor consilieri, eu acum nu vreau să apăs pe nimeni, că ne place să ne auzim vorbind așa de amoroarte și de dragul camerelor de luat vedere care sunt prezente aici în sală, datorită prezenței mass media. Dar vreau foarte lang atenția și un mod foarte respectuos, domnilor consilieri, care ați luat cuvântul la acest capitol de la Partidul Național Liberal. Ce anume? Că noi actualizăm indicatori tehnici. Hotărârea Consiliului Județean numărul 120 din 15.11.2012 este o hotărâre pe care noi am luat-o. Din acest punct de vedere. Deci nu facem altceva decât să actualizăm indicatorii tehnico-economici. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte. Haideți să lăsăm orologia asta legată de clădiri pe care nu le-am terminat ani de zile și doar și domnul consilier. Deci, foarte multe lucruri le-am făcut atât cât a fost posibil. Nu mai vreau să intru în polemică cu piedicile și cu nimeni pe tema unor clădiri din acest punct de vedere. Dar vreau să-i dau o veste bună domnului colegului nostru, domnul consilier Iepure, care e foarte preocupat de copiii și de tinere, că probabil la sfârșitul, până la sfârșitul anului viitor, județul Vrancea va avea un palat al copiilor pentru copiii județului Vrancea, nu numai pentru copiii municipiului Focșani. Iar acel palat al copiilor din Focșani, pe care îl invocați dumneavoastră, de fapt este o clădire proprietate privată, care nu are nicio legătură cu administrația publică județeană sau cu administrația municipiului Focșani. Domnul director Romeo Dan, vă rog să faceți precizarea pentru informarea colegilor noștri. Cât la sută din clădirea fostei prefecturi Putna este executat și cât la sută urmează a fi executat în cursul anului viitor, anului acesta și anului viitor, vă rog. Domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri, lucrările de consolidare și restaurare la imobil prefectura județului Putna din municipiul Focșani au fost scoase la licitație, valoarea contractată
conform devizului general, este de 5.100.000. În urma organizării procedurii de licitație, valoarea va scădea în mod obligatoriu. Deci, din 5.100.000, valoarea lucrărilor de execuție este 4 milioane. Fac precizarea că ansamblul Prefectura Județului Purna este compus din 4 corpuri de clădire la care se vor interveni pentru lucrări de restaurare și refacere. Sunt obiective istorice în categoria monumentelor din clasa A, a căror lucrări necesită experiență, necesită materiale speciale, sunt lucrări de ștucaturi, lucrări de ornamente, care nu sunt încadrate la prețuri, ca și prețurile la o construcție civilă, la o construcție locuită, la un bloc sau la un sediu. Deci, anul viitor, lucrările vor fi finalizate la Prefectura Județului Putna, însemnând toate cele 4 corpuri de clădire, inclusiv lucrările de amenajări exterioare, sistematizare pe verticală și orizontală, respectiv împrejmuire de teren, parcări, spații de circulație pentru pietoni, amenajări cu dare, etc. Vă mulțumesc. Domnul director, v-am întrebat cât la sută este executat? La această dată, din corpul de clădire A, este realizat 87% din totalul contractului. Mai sunt de realizat 900.000 de lei, inclusiv TVA. Vă mulțumesc foarte mult. Adică, domnilor și domnilor consilieri, și cu clădirea Prefecturii Putna, care am întâmpinat tot soiul de necazuri din acest punct de vedere, vom face exact ceea ce am făcut și cu Teatrul Municipal Gheorghe Pastiaz în Focșani. Adică l-am luat noi Consiliul Județean de la Focșani pentru că ei nu erau foarte pricepuți în momentul în care am preluat acest obiectiv. L-am redeschis după 30 de ani și l-am redat circuitului public. Ceea ce vom face și cu fosta prefectură până. Alte comentarii? Înțeleg că nu sunt. Mulțumesc pe aprobare proiectul de hotărâre a mitii. Cine este pentru? Dacă este cineva prima, dacă se abține cineva. Majoritatea de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat, sau pentru care vă mulțumesc, domnilor și domnilor consilieri. La punctul numărul 15 avem proiectul de hotărâre privind aprobarea a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții, proiectare și execuție rețea de curent slab și studiu evaluare la sediul Centrului Cultural Bracea, situat în municipiul Focșani, strada Mitropolit Barlam, numărul 48. Dacă aveți observații pe marginea acestui proiect, înțeleg că nu sunt spre aprobare pe numele Consiliului Județean proiectul de hotărâre a mintei. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vreau și domnul consilier, cu majoritate de voturi, proiectul de hotărâre a fost prim. Cu majoritate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul numărul 16 avem proiectul de hotărâre privind aprobarea punctului de încheiere a exercițiului bugetat la județul Bracea și instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Bracea. Și a situației financiare anuale acestora pe anul 2016. Dacă există observații pe marginea acestui proiect, înțeleg că nu. Supus spre aprobare prezentului Consiliului Județean proiectul de hotărâre a mintei. Cine este? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Doamnelor și domnilor consilieri, cu majoritate de proiectul de hotărâre a fost adoptat. Pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 20 avem proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 850.000 lei pentru susținerea cheltuielor de funcționare a comunului pentru persoane vârstnice o nouă șansă din Mărășești. Doamnelor și domnilor consilieri, informez Consiliul Județean că acest proiect de hotărâre nu a primit aviz de legalitate de la Secretarul Județului, având în vedere că dispozițiile legale în vigoare nu permit autorității județene să aloce sume de la bugetul local pentru cheltuielile de funcționare ale unei instituții sociale aflate sub ordinea unei alte unități administrativ-teritoriale, în speț orașul, o unitate administrativ-teritorială, Mărășești, orașul Mărășești. Observați, domnul Cine acesta. Domnul consilier, postat, am observat că s-au găsit și s-au invocat motivele legale pentru a considera acest proiect ca fiind nelegal. Cu toate acestea, problema va rămâne. Iar acest obiectiv deservește cetățeni nu numai din orașul Mărășești, ci din întreg județul. Așa că s-ar cuveni, în afară de o respingere abruptă a proiectului, pe care cred că e pregătită deja de majoritate, să le gândim și la o soluție pentru acești oameni. Sunt sute de oameni acolo care merită în servicii, care ne fiind finanțate, nu știu ce le va putea acoperi. Nu putem aștepta de la Consiliul Local Mărășești, se pare, să aibă suficientă grijă în legătură cu această problemă.
președinte, v-aș ruga să acordați o scurtă, posibilitatea unei scurte intervenții domnului director la Mareșești. Da, mulțumesc, domnule consilier. Alte observații? Domnul director de la Mareșești, s-a plăcut în sală. Pare rău, nu este prezent. Alte comentarii? Cred că nu. Deci eu apreciez grija unora dintre colegi noștri, în special din dreapta și către politic, privind asistența socială. Dar vreau să vă aduc aminte unul. Județul Vrancea este pilot în România în ceea ce privește protecția drepturilor copilului, asistența socială. Ba pentru care vreau să aveți convingerea dumneavoastră, domnule consilier, că preocupările mele permanente s-a aflat funcționarea instituțiilor care țin de asistența socială și protecția drepturilor copilului. Știți foarte bine că, în general, ne-am avizat de sarcini și nu au fost probleme majore la nivelul acestui domeniu de activitate. Domeniul sensibil de activitate. Ba pentru care o să vă rog să vă exprimați încrederea, chiar dacă dumneavoastră sunteți neîncrezători, în continuare în capacitatea noastră de a gestiona aceste lucruri. Și chiar dacă nu sunt în jurisdicția și în subordinea Consiliului Județean aceste unități, noi, prin relațiile de coordonare a activităților de interes județean și relațiilor pe care le avem cu consiliile locale și cu primăriile din județul Vrancea, sigur că împreună o să reușim să rezolvăm cât se poate de bine sau atât cât ne pricepem noi în situația acestei unități de protecție, de asistență socială. Vă mulțumesc. Supun spre aprobare pe numele Consiliului Județean proiectul de hotărâre a dacă este cineva împotrivă. Dacă se abține cineva. Domnul și domnul consilier, reamintindu-vă că acest proiect nu este legal din cauza faptului că a primit viză de nelegalitate de la secretarul județului Vrancea, trebuie să vă spun că el a fost respins cu majoritate de voturi, fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul, iertați-mă, eu am sărit trei puncte din ordinea de zi, este vina mea, revin la punctul numărul 17. Avem proiectul de hotărâre privind stingerea pe care am iat la litigiul din dosarul 1930 al Curții de Apelături, ca urmare a cuantumului despăgubirilor de expropriere a terenului suprafață de 405 metri pătrați. Vă explic pe scurt despre ce este vorba. Știți foarte bine că noi urmează să executăm o serie de drumuri județene prin program operațional regional. Tot în acest program se înscrie și drumul județean care trece prin gura Caliției. Acolo, datorită alunecărilor de teren, a trebuit să mutăm corpul drumului, fapt pentru care ne trebuia o suprafață de 405 metri pătrați de teren. Am reușit într-un final, prin negociere la notariat, să rezolvăm această situație, dar avem nevoie de efectiv de hotărârea Consiliului Județean Vrancea. Dacă există observații pe marginea acestui proiect, înțeleg că nu. Supun spre aprobare pe numele Consiliului Județean pentru că hotărârea dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc pentru că hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de vot. La punctul numărul 18 avem proiectul de hotărâre privind modificarea completarea anexei la hotărârea Consiliului Județean Vrancea numărul 135 din 2014 privind actualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public și privat al județului Vrancea. Dacă există observații, cum ar fi acest proiect? Înțeleg că nu. Supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit cine este pentru. Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot. La punctul numărul 19 avem proiectul de hotărâre prin valorificarea prin vânzare a 438 de metri cub de masă lemnoasă pe picioare existentă pe amplasamentul imobililor situate în comuna Soveja, aflat în domeniul public al județului Vrancea. Este vorba de brazii care au fost spulberați de furtuna puternică care a avut-o la un moment dat
la imobilul proprietatea Consiliului Județean Vrancea, proprietatea publică a județului Vrancea, din comuna Sobeja, județul Vrancea. Dacă există observații pe marginea acestui proiect, înțeleg că nu sunt supus pe aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre a amintirii. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, domnilor și domnilor consilieri, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Mergem la punctul numărul 21, unde avem proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și indicatorilor tehnico-economice, proiectul de consolidare și restaurare, secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancea, Casa Alagi. Că există observații cu marginea acestui proiect? Înțeleg că nu. Supus spre aprobarea plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vreau și domnul consilier, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, pentru care vă mulțumim. La punctul numărul 22, avem proiectul de hotărâre prin aprobarea proiectului consolidare și restaurare secției de istorie și arheologie a Muzeului Vrancea, Casa Alaci și a cheltuielilor legate de acest proiect. Dacă există observații pe marginea acestui proiect, înțeleg că nu, supus spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Ce este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, domnilor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 23. Avem proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor proprii ale județului Vrancea pentru finanțarea unității administrative teritoriale, județul Vrancea și instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea. Pe anul 2017. Dacă există observații pe marginea acestui proiect, înțeleg că nu. Domnul consilier Bostanică, vă rog. Domnule președinte, stimați colegi, apreciez că prin proiectul propus, în primul rând, se continuă o politică greșită, după părerea noastră, de dispersie a resurselor financiare pe proiecte care durează foarte mult în timp. În felul acesta, nu vom avea suficiente proiecte finalizate de care să beneficieze cetățenii județului Vrancea. Cred că s-ar putea, la următoarea rectificare, să ne concentrăm pe fondurile de obiective care să fie terminate mai devreme. De asemenea, sunt anumite obiective pe care ne propunem să le finanțăm, care, deși nu sunt de mare amploare ca sume, sunt întinse pe perioade de timp destul de lungi, peste Buraie și așa mai departe, unde s-ar putea o perioadă de execuție și ar fi posibil, cred eu, tehnic, o perioadă de execuție mai scurtă. Aș vrea să știm dacă acest lucru ar fi fost posibil, să vedem că e posibil pentru la următoare rectificare a bugetului Consiliului din Județ. Mulțumesc, domnule consilier Liviu Bostan, dacă mai sunt cu domnul consilier Cristian Irimia, vă rog. S-a făcut mai devreme referire la fosta prefectură și la un procent de 87% realizat. Acest proiect a început practic acum 10 ani, în 2007. De documentația de la MAP am constatat că în 10 ani s-au cheltuit 8 milioane de lei, iar pentru acest an, 2017, se propune cheltuirea unei sume de 4 milioane de lei. Cât de în regulă este această cifră, în condițiile în care în aproape 10 ani ai cheltuit 8 milioane, vom reuși să investim 4 milioane de lei într-un singur an? Asta ar fi una dintre întrebări, dacă este această sumă viabilă. Aș mai avea o observație la protecția mediului, la proiectul de instalare vegetație forestieră, este trecută o sumă de 590.000 de lei. În bugetul pe anul trecut au fost trecute 2 milioane de lei pentru repădurirea terenurilor degradate și, din păcate, nu s-a reușit să facă acest lucru la 1 octombrie, nu se cheltuise niciun loc pentru protecția mediului la acest capitol. Repet, iarăși, dacă este o sumă alocată în mod corespunzător, având în vedere experiența din anii trecuți. Și la cheltuie de întreținere, aș mai avea observație, sunt enumerate și bazele sportive. La care baze sportive se face referire? Pentru că există o dilemă la acest capitol. Știm cu toții că, din păcate, investițiile în sport și în bazele sportive, în ceea ce privește sportul Județean Vrancea, nu au fost la un nivel de așteptare pentru iubitorii sportului, chiar au fost la un nivel foarte scăzut sau chiar deloc.
Dau cel mai simplu exemplu, aici acum Vrancea nu are o cuptă de atletism omologată pentru competiții de juniori, nu mai vorbim de seniori. Cu toate astea, atleții din Focșani, Agiu și Părășiști au obținut peste 200 de medalii, deci 200 de medalii în ultimii 10 ani la campionatele naționale și, din păcate, Vrancea nu are la ora actuală o pistă de atletism omologată. Repet, care sunt partea motive pentru care se alocă banii la capitolul cheltuieli de întreținere? Și dacă suma aceea de 4.000 ani de lei pentru un statul este o sumă studiabilă din acest punct de vedere. Mulțumesc! Mulțumesc, domnului consilier Cristian Iumia, alte comentarii. Domnul consilier Diaconu Emilian, vă rog. Domnule președinte, vă rog să-mi permiteți să exprim unele considerente de privire la proiectul de buget și să pornim de la ideea că nu o fac doar de dragul de a critica acest proiect de buget, ci în speranța că dumneavoastră majoritatea veți accepta o propunere ce o voi exprima la sfârșitul rândului meu. Este proiectul de buget cu un grav dezechilibru între sumele destinate funcționării Consiliului Județean și a unităților subordonate și sumele destinate dezvoltării județului. Dacă în anul trecut și în anii anteriori, prin bugetele aprobate de Consiliul Județean, alocam circa 43% din sumele totale ale bugetului pentru cheltuielile de funcționare, am ajuns în acest an să alocăm 70% din totalul cheltuielilor bugetare, ceea ce trebuie să ne facă să gândim ce vom face în viitor. Este un aspect care eu cel puțin îl consider nefavorabil, îl consider că trebuie analizat. Să analizăm cauzele care au condus la asemenea dezechilibre. În primul rând, se propune o creștere a cheltuielilor de finanțare, o cheltuielilor pentru secțiunea de funcționare cu circa 18%. Și aș accepta acest lucru dacă ar fi vorba despre creșterile salariale, care e normal. Dar, așa cum se observă din conținutul bugetului, sunt introduse cheltuieli neeconomice și unele nenecesare. Și atunci ar fi existat posibilitatea micșorării cheltuielilor de finanțare pentru a stimula dezvoltarea. Cu privire la cheltuielile de dezvoltare, s-a propus cheltuieli foarte mici pentru proiectele cu finanțare europeană. În timp ce anul trecut aprobam prin buget 52 de milioane de lei pentru derularea acestor proiecte, pornind de la considerentul că sunt sume care le recuperăm și le reintroducem în circuitul economic, în acest an ni se propune doar 24 de milioane de lei. Vreau să vă reamintesc dumneavoastră, domnule președinte, că ați promis și mi-ați promis și mie în anul trecut că în acest an vom realiza majoritatea lucrărilor de modernizare a celor 5 drumuri finanțate fonduri europene. În proiectul de buget nu văd decât 11,5 milioane și din această sumă, marea majoritate este pentru proiectare. Deci noi nu ne propunem să facem cât mai mult din cele 5 drumuri, să obținem în anul viitor, dacă nu anul acesta, rambursări de sute de milioane. Încât, cu acești bani, în anul viitor, să putem face alte drumuri. Dumneavoastră știți foarte bine că situația drumurilor județene nu este cea mai bună. O a doua chestiune. Am propus în proiectul de buget o sumă foarte mică care să fie preluată din fondul de dezvoltare în conformitate cu ordonanța 28-2013. În timp ce anul trecut propuneam o sumă de
24 de milioane, anul acesta propunem o sumă, nu, anul trecut propuneam o sumă de 107 milioane, anul acesta propunem o sumă de 12 milioane, aproape de 10 ori mai mult. Dacă nu vom apela la fondurile din bugetul statului și în special la fondurile de la comunitatea europeană, de la Uniunea Europeană, atunci nu vom avea surse de finanțare pentru dezvoltarea județului Vrancea. Faptul că avem o politică greșită se vede foarte bine dacă analizăm sumele pe care județul le-a primit din impozitul pe venit. Prin lege, o anumită sumă, mai precis, un anumit procent din impozitul pe venit, respectiv 18,5 și 11,5, revine județului Vrancea. Dacă o să analizăm suma care ne-a revenit în acest an, comparativ cu anul trecut și cu cea de acum 2 ani, în cel mai bun caz putem spune că am rămas la aceeași valoare. Dar, de fapt, suma de acest an este puțin mai mică decât cea de anul trecut. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că noi, prin investiții, nu stimulăm dezvoltarea județului. Nu stimulăm posibilitatea înființării a noi societăți comerciale. Posibilitatea creării noi locuri de muncă care să producă aceste venituri. Deci, ideea noastră de a aloca sume foarte mici pentru investiții este greșită. De aceea s-a ajuns ca în acest an să avem un buget la capitolul venituri de doar 220 de milioane de lei, domnule președinte. Ceea ce înseamnă cu 36% mai puțin decât anul trecut. Asta înseamnă foarte, foarte mult. De aceea eu am următoarea propunere. Bugetul va fi aprobat. Dumneavoastră sunteți, l-ați propus, sigur că l-ați aprobat. Dar am rugămintea comisiile de specialitate să reanalizeze secțiunea de funcționare a Consiliului. Să vadă ce posibilități sunt de reducere a unor cheltuieli și să alocăm mai multe fonduri pentru realizarea celor 5 drumuri care sunt absolut necesare județului. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dacă mai există alte observații, tot nu consider Iepure. Mulțumesc! Aș avea o întrebare cu privire la fondurile publice nerambursabile ce se dau pentru activități non-profit. Am încercat să găsesc în buget și nu am ajutat în sume alocate și urma să fie și un proiect depus cu activități exclusiv pe tineret. Aș vrea să știu dacă sunt ceva fonduri pe acest subiect. Iar o mențiune, știu că este acea investiție pentru Consiliul Vrancei. Dacă se poate, mai avem o poartă a Vrancei și anume Gara Focșani. Nu știu sub ce formă se poate rezolva, dar ce ține de partea de infrastructură, mai ales acel pasaj, cred că, nu știu, niște diligențe față de Ministerul Transportului sau cine administrează, este până la urmă o altă poartă a intrării în Vrancea și cred că merită un pic de atenție. Mulțumesc! Mulțumesc! Alte observații? Domnul vicepreședinte Ionel Ciurmăr. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că domnul consilier Emilian de acolo ce a încheiat cu finanțarea pentru drumurile județene. Aș vrea să-i spun că, de când sunt eu în Consiliul Județean, știu că prioritate a Consiliului Județean și a noastră a fost infrastructura județului Vrancea. Și se poate demonstra, pentru că am umblat prin toată țara și chiar drumurile din județul Vrancea, drumurile județene, arată destul de bine. Că mai sunt unele drumuri care necesită, într-adevăr, arată mult mai bine decât alte județele române. Da.
Ca să ne uităm în jurul. Este și preocuparea noastră pentru acele 5 drumuri pe care noi le-am aprobat în Consiliul Județean, proiectele care au fost depuse la Agenția de Dezvoltare Sud-Est. Pentru 4 din ele deja s-a comunicat că au fost aprobate de către agenție și urmează să fie evaluate de către Comisia Europeană, de către Minister și Comisia Europeană. Iar cel de-al cincilea, fiind depus în etapa a doua, sunt convins că va fi aprobat. Nu puteam să prevedem mai mulți bani decât pentru proiectare în anul 2017, pentru că, deocamdată, încă nu le avem sigur aprobate de către Comisia Europeană. Deci cred că ăsta este răspunsul care trebuia dat la intervenția care a făcut-o domnul consilier Emilian de acolo. De ce n-am alocat mai mulți bani pentru aceste 5 drumuri pe care noi le-am propus? De asemenea, cred că și celelalte obiective pe care le-am propus, în condițiile și în situația bugetului pe anul 2017, eu consider că bugetul este destul de echilibrat, atât cât avem și probabil că la rectificările ulterioare de buget, sigur, vom avea în vedere să repartizăm bani pentru materialul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule vicepreședinte, în cel mare. Domnul director Diță. Da, sunt ascuns aici, domnule președinte. Dați o secundă, vă rog. Da. Totuși, colegilor de la PNL, aș vrea să vă spun un lucru cât se poate de clar. Domnul Diaconu, m-aș fi așteptat din partea dumneavoastră și a venerabile dumneavoastră vârste și corectitudini recunoscute, cum vă spun, de întreg peșicherul nostru social și politic în județul Vrancea. Să-mi spuneți, vă felicit, domnule președinte, pentru că în exercițiul financiar 2014-2020, cam 40% din toți banii alocați regiunii de sud-est sunt alocați județului Vrancea. Mulțumesc. Vreau să vă felicit, domnule președinte, că este prima dată când am văzut că ați micșorat sumele pentru paranghelile din județul Vrancea și vă spun sincer, chiar vă felicit pentru treaba asta. În privința alocării, sunt de acord, dar deocamdată sunt pe hârtie. Vă mulțumesc! Foarte bine, realitate, și știți foarte bine că întotdeauna am ținut de cuvânt. Domnul director Dință, directorul Direcției Economice. Da, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, de la început vreau să spun că politica noastră nu este greșită în împărțirea bugetului. Noi nu aplicăm o anumită politică. Este politica legii finanțelor publice locale, în care se consemnează clar că din veniturile anului bugetar se asigură întâi funcționarea instituției Consiliului Județean, OAT-ului Județean Vrancea și a instituțiilor de subordonare a Consiliului Județean Vrancea. Sumele rămase de la secțiunea de funcționare se varsă în secțiunea de dezvoltare, care este completată și direct cu venitul pentru dezvoltare și cu, inclusiv cu excedentul anilor anteriori. De asemenea, orice instituții publice locale sau centrale trebuie să fie echilibrat. Deci nu este dezechilibrat. Orice buget trebuie să fie o balanță. Inclusiv bugetul nostru este echilibrat. Din veniturile pe care le avem la dispoziție, plus se finanțează atât secțiunea de funcționare, cât și cea de dezvoltare, echilibrându-se cu excedentul anilor anterior. Legat de acele probleme mai concrete, spunea domnul de consilier, nu mai știu cine, de infrastructura forestieră, de cheltuieli la forestiere ceva. Anul trecut la pădurit, este vorba cu totul de alt proiect. Acela de anul trecut era unul, asta este înlocuirea defrișărilor făcute la câmp. Asta ne-am propus la noastră. De asemenea, la cheltuielile de întreținere la baze sportive, este vorba de incinta bazinului de polo, pe care urmează să-l preluăm de la CNI, este în construcție, de câte știți, anul ăsta îl preluăm și inclusiv trebuie să întreținem zona adiacentă acestui proiect. Legat de cheltuielile de
dezvoltare ca fiend așa de mic și după cum asta am consemnat și domnul vicepreședinte cel mare. Noi nu puteam să prindem un buget cheltuielile proiectelor care urmează să fie aprobate spre finanțare din fonduri europene. La momentul când se semnează contractul de finanțare, în secunda 2 luăm măsura și introducem aceste sume în buget. La fel și cu sumele provenite de la Ministerul Dezvoltării prin Ordonanța 28, care după ce ne sosesc sumele repartizate de Ministerul Dezvoltării, vom face o rectificare și vom introduce aceste sume în buget. Mulțumesc. Domnul directorilor, dacă nu știu ce precizări vreți să faceți dumneavoastră, dar vreau să precizați două lucruri cât se poate clar astăzi aici. Contravalarea celor 33 de obiective care se vor realiza prin Programul Național de Dezvoltare Locală, apropo de dezvoltare, tot oamenii ne spun că nu ne ocupăm de dezvoltare, că nu investim în dezvoltare. Dar noi investim, încă o dată, foarte mari sume din bugetul propriu, pentru că posibilitățile județului Vrancea sunt mici în comparație cu județe precum Constanța, Timiș, Prahova, dar vă readuc aminte că la un moment dat m-ați criticat foarte tare pentru această chestiune. Chiar un distins deputat al Partidului Național Liberal în anul 2005 spunea la tribuna Parlamentului că trebuie să mai dea fondurile la alte județe, că Vrancea s-a dezvoltat destul. Și îl citesc pe domnul Corneliu Moman. Deci, an de zile am fost acuzat că am adus prea mulți bani în județul Vrancea pentru dezvoltare, acum s-a criticat că sunt prea puțin din bugetul județului. Domnul director, rugămintea dumneavoastră, vă rog să faceți precizarea. Cât din buget local vom investi în dezvoltarea asta? Cât din Programul Național de Dezvoltare Locală? Cât din fonduri europene? Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. În cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, derulat prin Ordonanța Guvernului 28, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, Consiliul Județean Vrancea a transmis solicitări de includere la finanțare în cadrul Programului Multianual 2017-2020 pentru 33 de obiective de investiții din rețeaua infrastructură drumuri județene, respectiv 17 drumuri și 16 poduri. Valoarea totală la finanțare acestor obiective este de 261.516.016 lei pentru cele 36 de obiective. Pentru obiectivele de investiții finanțate în cadrul programului operațional regional. Nu există o regulă ca un beneficiar în speță unitate administrativă teritorială să asigură o sumă tampon pentru executarea lucrărilor. Legislația permite ca să se depună cereri de plată lunare. Deci în momentul în care contractul de finanțare este semnat și contractul de lucrări este semnat, e adevărat, este o muncă în plus pentru personalul de specialitate, pentru echipele de implementare, ca lună de lună să întocmească o cerere de rambursare care se cheamă cerere de plată. Și chiar dacă nu avem acele resurse la sumele de ordinul 10-lor de milioane, putem accesa fondurile lunar. Deci nu este un impediment în a realiza aceste drumuri. Pe capitolul de lucrări de investiții s-au prevăzut sume minime pentru realizarea contractelor de finanțare, respectiv a contractelor de lucrări. Urmând ca, uzitând de procedura anterior, să procedăm la implementarea acestor proiecte. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul director. Aștept cu mare interes în luna iunie să semnăm contractele de finanțare. Domnul director, da. Vreau să mai fac o completare la intervenția domnului consilier. Fonduri alocate pentru fondul pentru tine, conform legii 350/2006, aveți cuprinse la anexa numărul 51, pagina 2, sunt în sumă de 565.000 lei și plus aceeași anexă găsiți și la... Lăsați liniște că nu mă interesează, numai camera de la vedere l-a interesat. Vă rog. Mă rog. Plus fondul pentru finanțarea nerambursabilă la unor activități desfășurate de ONG-uri, la fel la ultima poziție, avem suma de 1.150 de lei. Deci 1.150 de lei. Mulțumesc. Dacă mai sunt alte observații, vă rog, domnule vicepreședinte. Tot timpul se spune că lucrătorii din funcționare din Consiliul de Vrancea nu își desfășoară activitatea așa cum trebuie și că nu lucrează, nu știu. Sunt
Vreau să dau doar un singur exemplu. La Direcția de Dezvoltare Durabilă, cea care se ocupă de proiecte europene, de toate proiectele și inclusiv de juridic, licitații și absolut tot. Sunt 47 de funcții în statut de funcții, în organigramă, și sunt 23 de funcționari. Deci mai puțin de jumătate lucrează în cadrul direcției. Da, domnul vicepreședinte, dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți, la colegii noștri de la dreapta au memoria scurtă. Au uitat cum 10 ani, cum 10 ani de zile au nenorocit administrația publică locală cu guvernele lor senzațional din acest punct de vedere. Și au uitat în ce mizerie au ținut administrația locală ca să venim de-abia noi acum să încercăm să ducem salariile din administrația publică locală la un nivel cât de cât, cum nu spun eu, rezonabil pentru a putea supraviețui. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Alte comentarii? Înțeleg că nu sunt. Domnul Costa, ajunge. Vreau să-i spun domnului consilier pe următorul. Cum arată pasajul din gara CFR Focșani? Mă pare rău să vă spun și vina mea că n-am mai fost cu trenul de multă vreme. Eu știu că am făcut o gară superbă, o gară puține sunt de români. Știu și sunt informat că peroanele și pasajul de subteran au ceva probleme de design, de estetică. Povestea este următoarea. Vreau să înțelegeți unul cât se poate de clar. Nu le putem face noi pe toate. Deci noi am făcut demersuri repetate la Compania Națională de Căi Ferate și la Ministerul Transporturilor, pentru că gara Focșani, inclusiv peroanele și tot ceea ce înseamnă infrastructura tehnică din acest punct de vedere, se află în proprietatea și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate. Probabil, cu speranța că nu o să întâmple ca fostul guvern care a avut zero absorbție fonduri europene și astăzi, ne dați lecții, cum îți spun, de cum s-a prea fondurile europene. Mă refer la guvernul tehnocrat. Ca să nu mai spun că și când am venit noi în 2012, gradul era de 0,7%, cum îți spun. 7% era nivelul de absorbție a fondurilor europene. Deci, nu vreau să mai fac această precizare. Eu îmi exprim speranța că acest guvern și Compania Națională de Căi Ferate își vor revizui întreaga infrastructură, întreaga rețea de gări și de infrastructură tehnică, așa fel încât să și o perfecționeze și să o modernizeze la standardele pe care ne dorim cu toții. Repet, eu nu o să mă opresc în a face demersuri pentru că lucrările de infrastructură în exterior gării Focșani, pentru că avem una dintre cele mai moderne gări din România, să fie finalizată așa cum și dumneavoastră ați expus lucrurile aici. Domnul și domnul consilier. Domnul consilier Bostan, vă rog. Domnule președinte, vă rog să luați în considerare propunerea domnului consilier de acolo, de a putea analiza în afară de acest lucru, s-a făcut o referire de domnul director Pitță la comentariile de la secțiunea de dezvoltare privind reîmpădurire. E o sumă destul de mare, de 590.000 de lei pe care sper să nu o cheltuim, pentru că provine dintr-o proiectă de la CNC. Noi nu am județul Vrancea, n-am distrus o suprafață așa de mare acolo încât să reîmpădurim ulterior zeci de hectare. Și sper că conducerea Consiliului Județean va face demersurile necesare pentru a, ca obligația care o avem în acest sens, să fie una reală și suportabilă de Consiliul Județean. Afară de acest lucru, aș dori să întreb dacă s-a luat în considerare, că tot veni vorba, un proiectul Prima Împăduire, care este lansat deja și probabil că va mai avea o nouă sesiune de depunere de care este destul de avantajos pentru cei care reușesc să aplice și primesc aprobarea cererii de finanțare. În afară de acest lucru, v-aș ruga domnule, să nu mai luați în răspăr propunerile opoziției. Opoziția nu face propuneri sau observații doar
doar pentru simplu motiv de a supăra. Ce înseamnă răspăr? Explicați-mi. A răspăr este răspărul cum v-ați adresat dumneavoastră cu nu de puține ori cu cuvinte chiar jignitoare la adresa opoziției. Și s-a întâmplat și astăzi, din păcate. Ne-ați sugerat să avem o mai mare considerare pentru realizările conducerii Consiliului Județean și ale dumneavoastră personal. Mărturisesc, poate n-am fost suficient de deferenți cu aceste realizări, dar, pe de altă parte, am constatat că întotdeauna nu ați dus lipsă de lăudători. Iar în momentul când aceștia vor fi prea puțini, ne vom gândi și noi la acest lucru și vom aduce laude și justele aprecieri la toate lucrurile pozitive și cu acestea, cu adevărat, există, care pot fi puse în dreptul conducerii Consiliului Județean Vrancea. Mulțumesc, apreciez foarte mult. Apreciez foarte mult poziția dumneavoastră, stimate domnule consilier. M-am curat să fac o precizare. 30 de hectare în contul ce s-a tăiat. Deci noi să... Așa-i legea. Nu vă supărați. Nu s-a tăiat. Doi noi vor... Rămă, lăsați-mă cum mă doare, că dacă nici eu nu știu ce am făcut. Deci ca să ne înțelegem. Legea ne obligă, legea ne obligă, da, să împădurim o suprafață de 10 ori mai mare. Deci textul de lege. Noi suntem cu legea. Am văzut că dumneavoastră sunteți cu călcare ei, da? Nu, ați mai mult așa, că noi n-am... Ca și la protecție. Domnul președinte, nu am consumat 3 hectare acolo. Noi am consumat sub 1 hectare. Nu știu de ce s-a acceptat așa ceva. Am lucrat în domnul. Ați fost în grând dumneavoastră? Am fost. Ați fost acum? Domnul vicepreședinte. Nu, vreau să-i spun domnului diacon un lucru. Păi, de ce nu sunt mulțumiți cu ce am făcut și ce facem noi acum? Asta era problema. Ideea este următoarea. Am rugămintea la dumneavoastră să înțelegeți că noi vorbim românește și că ceea ce facem noi este inclusiv sub control public al Curții de Conturi a României și a Ministerului Public din România. Da? Deci nu inventăm prostii și nici povești. Deci am folosit o suprafață de considerată pădure, cum îl spun de către Rom Silva. Iar legea ne obligă să înfăturim o suprafață de 10 ori mai mare pentru ca în realitate Crângul Petre să devină o zonă de agrement, o zonă care va fi deschisă în acest an publicului județul Vrancea, cetățenilor județului Vrancea, e municipiului Focșani, care vor fi foarte încântați de ce am făcut. Și trebuie să fim mândri cu toții de acest lucru. Nu numai noi. Și dumneavoastră, vă zic seama. Supus prea aprobare plenului Consiliului. Da, domnul vicepreședinte mi-a cea mai bine. Domnul președinte, îmi cer scuze că intervine aici. Săptămâna trecută am avut un control de la Garda Forestieră Națională care a venit să verifice suprafața care am deșeșat-o și suprafața, să vadă suprafața pe care trebuie să o împădurim. Deci, a fost prietenul dumneavoastră, domnul Cherciu, care e de la Garda Forestieră, a fost împreună cu dumnealor și au văzut exact ceea ce trebuie, ce s-a defrișat și ceea ce trebuie împădurit. Deci, suprafața 30 de hectare este, așa cum a spus domnul Diță și domnul președinte, este cea care trebuie împădurită. Mulțumesc! Supun spre aprobare plenului Consiliului Județean propunerea făcută de domnul consilier Diacon Emilian, da, de a reanaliza componente ale bugetului județului Vrancea în anul 2017. Dacă sunteți de acord, cine este pentru? Cine este împotrivă? Cu majoritate de voturi, propunerea domnului Emilian Diacon a fost respinsă. După spre aprobare plenului Consiliului Județean, proiectul de hotărâre amintit, mă refer la bugetele Consiliului Județean Vrancea și instituțiilor de subordine a SAP anul 2017. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, doamnelor și domnilor consilieri, cu majoritate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat, fapt pentru care vă mulțumesc.
Doamne și domnul consilier, revenim la punctul numărul 2 al ordinii de zi, privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului de Vracea în Consiliul de Administrație a Centrului Cultural Vracea. Precizez că pe buletinele de vot se fixează da în dreptul persoanei pentru care au dat. Buletinele de vot pe care s-au exprimat mai multe opțiuni sunt considerate nule. Și cele pe care nu s-au exprimat nu și nicio opțiune. Rog că secretariatul tehnic să împartă buletinele de vot. Thank you.
Revenim la punctul numărul 1. Dăm cuvântul domnului președinte al Comisiei de Valizare, domnul consilier Bucureanu, vă rog. Domnul președinte, vă cer aprobarea să prezint varianta scurtă. Proces verbal încheiat astăzi, 23.03.2017, pentru actualizarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Vrancea, Comisia de Validare, declară că au fost numiți pentru a face parte din cadrul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Vrancea, doamna Voinea Loredana Mioara, domnul
Costin Vasile, doamna Alice Florentina Pruteanu, doamna Corina Violeta Santu, doamna Lavinia Emilia Butescu, doamna Nicolaș Daniela, domnul Dorin Corneliu Olteanu, toți cu 31 de voturi, din totalul de 31 valabile exprimate. Mulțumesc, domnule președinte, Comisiei de Validare. Doamne și domnilor consilieri, ținând cont de rezultatul votului secret exprimat, supun votului deschis proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Repet, cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Vă mulțumesc. Trecem la punctul numărul 2. Domnul consilier Guglielmo Constantin, domnul președinte al Comisiei de Validare, aveți cuvânt. La punctul 2 e Salvamont, da? Nu? Nu. Un centru cultural. Centru cultural. Deci pentru desemnarea un reprezentant al Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Centrului Cultural Vrancea, Comisia de Validare constată că domnul Cristian Dănuț, cu 20 de voturi pentru, din totalul de 31 voturi valabile exprimate, a fost ales pentru această funcție. Mulțumesc, domnule președinte al Comisiei de Validare, domnilor și domnilor consilieri. Având în vedere rezultatul votului secret exprimat, supun votului deschis proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Centrului Cultural. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Domnilor și domnilor consilieri, vă mulțumesc. Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Și trecem la punctul numărul 3 al ordinii de zi. Domnul președinte al Comisiei de Validare, domnul consilier Guglielmo Constantin. Pentru numirea unei persoane în funcția de director al Serviciului Public Județean Salvamont, Comisia de Validare declară că a fost numit în această funcție domnul Mocan Laurențiu Robert cu 29 de voturi valabile exprimate din totalul de 31. Mulțumesc, domnul președinte al Comisiei de Validare, domnul consilier Guglielmo Constantin. Domnul și domnul consilier, având în vedere rezultatul votului secret exprimat, supun votului deschis plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre privind desemnarea directorului Serviciului Public Județean Salvamont Vrancea. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva, domnilor și domnilor consilieri, vă mulțumesc. Domnilor și domnilor consilieri, expuizându-se punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței noastre de astăzi, nu înainte de a jura doamnei Vraciu Dorina la mulți ani și petrecere frumoasă, declar lucrările ședinței Consiliului Județean și ordinarea Consiliului Județean Vrancea de astăzi, 23 martie 2017, închise. Fapt pentru care vă mulțumesc.